Bun găsit, stimați telespectatori, vă spune Teodor Curpaș la o nouă emisiune Oameni și Fapte. De data aceasta sunt în sediul primăriei și am venit la un om drag, un om drag inimii mele, un om drag pentru că provine din învățământ și vă dați seama despre cine este vorba. Suntem în biroul viceprimarului Doina Feher. Stimată doamnă primar, vă mulțumesc mult că ați acceptat să facem emisiunea. V-am răpit astăzi din timp. Dacă te uiți pe agenda viceprimăriței, vezi acolo o serie de lucruri, dar ați lăsat deoparte unele și ați răspuns chemării noastre. Să știți că sunteți o prietenă bună a televiziunii. Vă mulțumesc că ați venit și că ați înțeles că nu am putut răspunde la prima solicitare a dumneavoastră, dar cred că e important să ne facem timp și pentru aceste lucruri, pentru că ajungem noi aici și suntem ocupați, dar toate aceste lucruri trebuie să le cunoască opinia publică și nu le putem transmite decât prin dumneavoastră. Ce frumos vorbiți, doamna viceprimar. Și ați început teribil, o surpriză pentru mine. De fapt, nu surpriză, că vă văd mereu la diverse activități și întotdeauna mă bucur că văd pe cineva care a lucrat în învățământ. Să știe municipiul ăsta, să știe și colegii dumneavoastră din primărie și colegii cu care lucrați și Consiliu, că nu veniți de la descărca vagoane, ci veniți din învățământ, care este o instituție atât de importantă. Doamna viceprimar, o să vă rog să-mi permiteți treptat să vă adresez niște întrebări legate de munca dumneavoastră, legate de gândurile, sentimentele, trăirile dumneavoastră, pentru că e bine să vă cunoască lumea și așa. Deja sunteți cunoscută, de atâta timp lucrați deja în primărie, sunteți prezentă în multe, multe activități și aș vrea să le facem cunoscute oamenilor. În primul rând v-aș întreba, ce simțiți dumneavoastră ca profesoară, ca viceprimar în aceste momente când toată lumea vă admiră pentru funcția care o aveți? A fi viceprimar este un lucru extrem de important. Este. Dumneavoastră mi-ați spus că mă admiră lumea. Eu aș vrea să văd această admirație la sfârșitul mandatului meu. Nu vreau să culeg roade imediate. Așa e. Vreau să vă spun că în concepția mea, a fi viceprimar este o foarte, foarte mare responsabilitate pentru oricine. Iertați-mă, sunteți între primii trei oameni din municipiul acesta. Înseamnă foarte mult. Înseamnă mult. Da. Mulți oameni consideră că avem o putere. Spuneați dumneavoastră, sunt printre primii trei oameni. Puterea, indiferent la ce nivel ar fi ea, presupune o responsabilitate. Și mai ales această funcție de viceprimar, în concepțiunea mea, înseamnă griji, înseamnă nopți nedormite, înseamnă gândirea unor proiecte pentru cetățeni. Nu trebuie să uităm nicio clipă că am ajuns în această funcție datorită oamenilor, oamenilor acestui oraș. Nu trebuie să uităm nicio clipă că în momentul în care ai ajuns aici, ai o responsabilitate. Ai o responsabilitate nu numai de a sta aici, de a-ți lua salarul și de a trece timpul, știți dumneavoastră vorba aceea, timpul trece, vleafa merge, noi cu drag muncim. Eu nu vreau să mă laud, dar n-am venit aici nici să mă îmbogățesc, nici să mă căpătuiesc, ci am venit pentru că vreau să fac ceva pentru acest oraș. Acest lucru a fost și motivul pentru care eu am intrat în politică, pentru că numai așa am văzut eu că se poate ajunge undeva, să poți să ai un cuvânt de spus, să poți să faci ceva pentru omenire. De câte ori am vorbit cu dumneavoastră, am remarcat ceva, doamna viceprimar. Sunteți și ați rămas atașat învățământului. De ce? Cum să nu rămân atașat învățământului, domnul Curpaș, când fac această meserie de aproape 30 de ani?
Sunt profesor inginer și sunt dedicată în totalitate educației copiilor. Ce poate fi mai frumos decât a fi dascăl? Ce poate fi mai frumos în a educa tânăra generație, în a forma oameni, în a forma caractere? Este o satisfacție atât de mare cât nici nu știu dascălii cât sunt de norocoși. Știți, dumneavoastră, când vorbiți de școală, de copii, vă transformați. Și nu mai sunteți viceprimarul, ci sunteți dascălița. Sunt dascălița, da. Atunci când voi face o emisiune cu trei oameni aleși din învățământ, vă promit că o să apelez la dumneavoastră. O să răspund cu drag, pentru că atâtea am să vă povestesc despre învățământ de nu mă pot opri, să știți. Totdeauna m-am străduit ca acolo unde am fost să se vadă ceea ce fac. Pentru că munca poți să o faci în două feluri. Poți să vii dimineața plictisit și să spui, vai de mine câte probleme avem și cât de lungă va fi ziua asta, sau poți să vii cu zâmbetul pe buze și să arăți că în urma ta a rămas ceva. Eu am arătat în învățământ acest lucru. Știu. Am avut copii la națională, ani de-a rândul, chiar cu locul întâi. Dacă cineva știe, eu știu. Mulțumesc. Aveam situații și să știți că acum am stat și m-am gândit, practic, n-aș fi vrut să vorbesc cu dumneavoastră ca și viceprimar, ci ca dascăliță, dar iată că trebuie să vorbesc și vă rog să mă acceptați. Doamna viceprimar, sunteți subordonată politic. Simțiți lucrul ăsta? Trebuie să recunosc că am ajuns datorită politicului aici. Da. Subordonată, poate că e prea mult spus. Și am să vă spun de ce. Trebuie să recunosc de asemenea că am o responsabilitate față de partidul din care fac parte, având în vedere că sunt și președinta organizației PNL pe municipiul Satmare. Asta mie îmi spune mult. Nu rămâne decât să mulțumesc colegilor mei că au avut încredere în mine, pentru că știți dumneavoastră cât de greu ajunge o femeie în lumea bărbaților, în așa politică. Este. Așa este. Trebuie să muncim de 10 ori mai mult, dar să nu fim criticate. Un colectiv bun de oameni acolo. Așa este. De asta sunt atât de mândră că de când sunt în Partidul Național Liberal și de când am preluat frâiele la nivelul municipiului, să știți că mi-am format un colectiv atât de frumos, mizdragi cu toții. Unii au plecat, alții au rămas, dar cei care au rămas sunt oameni care sunt tare mândri de ei. Și știu că putem schimba ceva. Eu vă doresc succes în activitate, pentru că e foarte importantă. Doamna viceprimar, în municipiu se știe că sunteți viceprimar, dar se știe lumea că răspundeți de un sector atât de important, vă dau numai cultura. Fără cultură nu este dezvoltare. Și de asta o spun, să înțeleagă și colegii dumneavoastră, și consilierii, dar și salariații din primărie, că sectorul este cu mult mai important decât își închipuie ei. Aveți răspunderi foarte mari. Și sunt convins că după felul cum vă comportați și discutați cu oamenii, rezultatele dumneavoastră vor fi încununate de succes. Sunt convins. Vă place ceea ce faceți? Îmi place foarte mult ceea ce fac. Deși la început am crezut că o să fie extrem de greu și recunosc acum în fața dumneavoastră că am fost un pic speriată și am spus, Doamne, te muți de la învățământ și ai în subordinea ta toate problemele unui oraș. Dar am început să le iau pas cu pas. Dar știți cum? În a cunoaște oameni, în primul rând. Asta a fost prima mea activitate, primele mele zile, primele mele ore. M-am gândit, spre deosebire față de domnul primar și domnul colegul meu viceprimar, dânsii i-au cunoscut, eu nu. Și asta am făcut în primele zile. M-am dus în fiecare birou, m-am prezentat să mă cunoască și le-am spus, asta sunt eu, îmi doresc în primul rând să fiți colegii mei, n-am venit să terorizez pe nimeni aici, am venit să facem treabă și vreau să facem un parteneriat bun. Vis-a-vis de răspunderile mele, să știți că toate departamentele sunt importante. Nu le consider una mai importantă decât cealaltă. Un lucru bun și de care eu sunt mândră este faptul că cei patru edilei primăriei Satu Mare,
domnul primar, cei doi viceprimari și domnul Mașculic, avem împărțite sarcinile în mod egal. Și atunci, iarăși, faptul că suntem lăsați... Oare-s egal? Nu știu acum, n-am contabilizat, sincer să vă spun, domnul Curpaș, n-am contabilizat acest lucru. Dacă veți contabiliza, veți vedea că aveți mai multe. Am să vă spun. Poate de dragul dumneavoastră că sunteți femeie, v-a dat mai multe. Am să vă spun. La început, în prima jumătate a anului, în 2016, am răspuns doar de spas și învățământ. După aceea, domnul primar a venit într-o zi și a schimbat decizia mea și am avut 10 departamente. M-am gândit eu atunci, înseamnă că e un lucru bun, care încredere în mine, că m-am străduit să fac totul bine. Răspunde învățământ, răspunde cultură, răspunde serviciu public de asistență socială, de teatru, de Casa de Cultură Geme San Firescu. Cele mai grele. De Dinu Lipati până, de filarmonică. Până de curând, că știți că da. A plecat așa dincolo. Iar din cadrul primăriei răspunde birou administrativ, de birou relații cu publicul, de autoritatea tutelară. Acolo unde nu se termină problemele, știți? Nu mă prea pot lăuda cu multe. Pentru că am vorbit de relațiile cu publicul, aș vrea să vă spun că s-a acordat mare atenție, chiar dacă nu e sectorul dumneavoastră, la starea civilă. Asta este cea mai frumoasă parte. Este foarte dificil pentru că este foc continuu și oamenii aia lucrează formidabil. Îi apreciez să audă lumea. Este poate sectorul care este prezent tot timpul și nu există nu. Acolo nu există nu. Așa este. Eliberare de acte, răspundere, responsabilitate. Doamna viceprimar, dacă, de exemplu, dumneavoastră vreți să inițiați un proiect de hotărâre spre binele unui grup de oameni, unei colectivități, unei categorii de oameni, să îmbunătățiți ceva la mersul bun al municipiului, că asta e în sufletul dumneavoastră, cu cine vă consultați? În primul rând, pentru inițiarea unui proiect, mă consult cu secretarul municipiului, a Consiliului Local. Vă întrerup. În sfârșit, a avut pe cineva vorbind că cu secretarul. Secretarul este primul om al municipiului. Nu este nici al primăriei, nici al consiliului. Este al municipiului. Și se greșește aici în primărie. Secretarul primăriei nu e adevărat. Este secretarul municipiului. Da. Și este omul cheie. Este omul cheie, așa cum ați spus. Desigur că mă consult și cu domnul primar și cu colegul meu, pentru că, așa cum am spus, domnul primar îmi este șeful meu de aici, trebuie să recunoaștem. Este, și chiar am inițiat câteva proiecte, lucru care nu s-a prea întâmplat înainte de viceprimari. Spuneau colegii noștri mei consilieri că ați cam schimbat lucrurile pe aici, doamna Doina, și am spus, din moment ce știu exact despre ce este vorba, nu este normal să-l inițiez eu sau așa, și să revin. Da, este foarte important, în urma consultării între noi, a primarilor și a viceprimarilor, să consultăm secretarul și juridicul. Pentru că din punct de vedere juridic, doar dânșii sunt cei mai bine informați. Și cine vine și spune aici că le știe pe toate, înseamnă că există o undă de ipocrizie. N-ai de unde să le știi pe toate. Să nu vă închipuiți cumva și lumea să nu creadă că un proiect de hotărâre inițiat de dumneavoastră, de primar, poate de un colectiv de consilieri, este valabil fără avizul secretarului. Categoric. Nu poate. Categoric. Și nici la prefectură nu ia în considerare un proiect neavizat de categoric. Secretar. Categoric. Este legalitatea. Orice document, în momentul în care îl semnez, mă uit dacă are avizul secretarului, așa cum ați spus, și a juridicului. Și abia pe urmă vin să-l semnez eu. Doamna viceprimar, la vorbind cu dumneavoastră, să știți că gândurile mele față de ceea ce face sunt foarte bune. Mulțumesc. N-am venit aiurea la emisiune, ci m-am pregătit pentru emisiunea asta și am consultat mai multe lume și am venit cu idei foarte clare pentru mine
de apreciere a muncii dumneavoastră. Sigur, nu sunt în măsură să apreciez, dar o fac pentru cei care ne văd și emisiunea asta e urmărită de multe lume. Doamna viceprimar, totuși vă adresez și întrebări care nu sunt atât de ușoare. De Crăciun, înainte de Crăciun, de anul nou, primăria a făcut un cadou municipiului, oamenilor, a mărit taxele și impozitele cu 20%. Am aflat când m-am dus imediat după anul nou să-mi plătesc taxele și impozitele și ieșea lumea de la ghișeu și înjurau, mergeau oamenii cu banii potriviți și nu le-a ajuns banii să plătească pentru că s-au mărit taxele. Și am auzit niște înjurături pe care, dacă aș lua dicționarul limbii române contemporane și să pun la oaltă niște cuvinte, n-aș reuși. Totuși, când ați votat mărirea taxelor și impozitelor, suntem singurul municipiu din țară care a mărit. Cum este posibil că ați ridicat mâna gândindu-vă că dați în oameni, nu dați în guvern, dați în oameni? Primarul și-a închipuit că dă în guvern, pentru că n-a dat bani ca lumea, nu, a dat în populație. Și când dai în populație, înseamnă că populația își va spune cuvântul. Da. Domnul Curpaș, este o parte dureroasă și așa cum ați spus că m-ați întrebat direct cum am ridicat mâna, am ridicat-o cu mare strângere de inimă și am să vă spun de ce am ridicat. Eu am rămas uimit. PNL-ul a votat alături de UDMR în loc să voteze pentru lucruri foarte bune. Ați votat împotriva oamenilor. Pentru că nu suntem în opoziție, domnul Curpaș. Pentru că suntem aici. Pentru că știm ce ne-am propus. De-aia v-am întrebat dacă sunteți subordonată politic. Nu. V-am spus ceva. Și am să fac o paranteză, o mică paranteză numai, pentru că e important din punctul meu de vedere. Când am venit aici în celălalt mandat ca și consilier, în naivitatea mea, am crezut că în momentul în care ajungi consilier sau viceprimar sau primar, ai terminat cu politicul, că ești în slujba comunității. Și când am venit aici prima mea ședință, repet, în celălalt mandat, și am văzut atâtea contradicții care nu toate erau în folosul cetățeanului, am zis colegilor: domnilor, dar n-am terminat cu campania electorală. Și toată lumea m-a luat de naivă. Ei, vreau să vă spun că am ridicat cu strângere de inimă atunci mâna, dar am văzut și dumneavoastră cunoașteți acest lucru. Având în vedere că prin măsurile care s-au luat, dumneavoastră mi-a zis că primarul a crezut că dă în guvern, dar de fapt a dat în cetățean. N-am avut nicio pârghie în a ne continua proiectele. Știți ce se întâmplă dacă vii aici și nu ai buget? Vreau să vă spun, doamna viceprimar, primarul nostru, Chereștine Gabor, pe care eu am toată stima față de el, am lucrat cu el 12 ani și am colaborat extraordinar. Vreau să vă spun că nu are liniște de când a inițiat proiectul cu mărirea taxelor. Nu are liniște, pentru că îl roade, el ține la populație. Vă rog să mă credeți că toți n-avem liniște. Să mă ierte, a făcut cea mai mare prostie. Orice se întâmplă, nu mărește. Uitați! Se dau bani pentru toate activitățile care nu sunt pe placul oamenilor, numai câțiva și cine sunt aia care vin în piață, repetențe și alții. Că nu merge un om serios să stea, să audă urletele în piață. Să nu mai dea bani pentru așa ceva, ci să completeze ceea ce ne-a dat guvernul și să facem cu banii care îi avem. Nu se poate, doamnă viceprimar, să transformați centrul acesta civic pe care îl avem, cu piața care a fost concepută cu totul pentru altceva, nu să fie un talcioc și o piață de vechituri și plină de tarabe. E urât când vine un străin aici, degeaba vede centru frumos și clădiri interesante, că nu se simte într-un oraș civilizat. Aude tot felul de formații aduse nu știu de pe unde, lălăie și oamenii ăștia, dumneavoastră nu vă spun, dar oamenii, eu sunt exponentul oamenilor la emisiuni. Eu spun ceea ce spun oamenii. Domnul, nu le mai convine, doamna viceprimar. Știu că nu le convine.
Știu, domnul Cropaș, că nu le convine, dar vreau să vă spun că noi, și asta s-a observat și la edițiile de Ziua Orașului, am spus să se termine cu atâta fum, să se termine cu atâta degringoladă și nici nu vă puteți imagina câtă lume a fost aici pe capul nostru, numai pentru că am început să facem selecția celor care vin și vând cu tarabele, pentru că am încercat să le facem un pic să arate mai bine, ca produsele pe care le oferă să fie de calitate. Au venit, ne-au înjurat. A fost amenințări. Doamna viceprimar, dacă permiteți, faceți toate lucrurile astea, nu le desfințați, sunt, le dorește lumea, duceți-le la strand, este o zonă extraordinară, duceți-le în zona industrială, spre aeroport, alea sunt locurile pentru așa ceva. Nu în centrul orașului să produceți până la 12 noaptea, o săptămână, păi zilele parte o ținut o săptămână sau 10 zile. Zilele municipiului, spune ziua municipiului, că ziua de naștere a municipiului. Omul s-a născut într-o zi, nu în 3 zile și în 5 zile. Să fie o singură zi și nu aici. Dacă e aici, până la o anumită oră. Așa. Uitați-vă este. Că după ziua municipiului... Locuiți în zonă, domnul Cucaș. Nu, nu. Dar oamenii spun. Este adevărat și vom găsi soluții în care, cele mai bune soluții, și o să vă povestesc pe parcurs, pentru că mi-a plăcut ce am văzut în alte orașe în care am fost în orașe înfrățite. Și chiar am discutat la un moment dat cu domnul primar că ar trebui să modificăm unele lucruri. Mai mult de atât, în ceea ce privește centrul nou, după cum s-a văzut, am început să facem reabilitarea bărții carosabile și vom continua cu siguranță foarte aproape, într-un timp foarte scurt vom începe lucrările la partea aceea unde este scena de desfășurare a spectacolelor, vom înlocui acel pavaj periculos care este un pericol real pentru cetățeni, pentru copiii care se joacă acolo. De asemenea, avem proiecte în derulare pe care dorim să le accesăm pentru reabilitarea întregii părți ale centrului nou. Chiar am fost la București și am ridicat problemele celor din minister, unde a fost prezentă și doamna Dăncilă și doamna Răvana Plum și toți cei care răspund de proiectele europene, împreună cu toți primarii. Am ridicat problemele cu care se confruntă un primar pentru a depune proiecte europene. Nu e păcat de Dumnezeu să rămână banii acolo când sunt destinați, că ăia nici măcar nu vin de la guvern, ci vin din partea Europei. Și s-a făcut o comisie, din partea primarilor, au fost foarte vehemenți la acea întâlnire și s-a făcut o comisie din partea primarilor care să ajute la modificarea unor aspecte legislative, cum ar fi cele de achiziții publice, cum ar fi termenele prea scurte de depunere a proiectelor, cum ar fi avizele acestea multe care trebuie obținute. Deci, astea sunt problemele. Fac primarii, se chinuie și fac proiecte, da, da. Și sunt dați la o parte cu proiecte cu tot și nu vin bani și numai gargară și muncă. Iar, și cheltuieli. Și cheltuieli. Nu, să știți că numai cine nu vrea să vadă. Ne-a fost foarte greu. Ne-a fost foarte greu în primul an. Și nici n-am ales. Nu pentru că nu am știut, ci pentru faptul că reveneam și am spus în naivitatea mea, am spus că oricine ar veni aici ar trebui să știe că e în folosul cetățeanului și toată atenția lui trebuie să-și îndrepte aici, chiar dacă în spate are un partid. Să nu ai proiecte pe care să le continui. Să nu poți să repari o groapă, lucru care s-a întâmplat la noi timp de un an pentru că n-am avut contracte, să nu ai proiecte de dezvoltare sau studii de fezabilitate pe care să te ajute mai repede la depunerea proiectelor. Știți, licitațiile astea pentru drumuri, da, sunt opacoste. Sunt opacoste și tot mai de aceea. Mai bine să aibă o întreprindere ei mică a municipiului, da. Să-și facă ei treburile care sunt și n-ar costa atâta, s-ar face acolo unde spuneți dumneavoastră.
Dar așa vine licitație, contestație și se amână un an de zile, doi ani de zile, da, se pierd și banii. Tocmai asta a fost problema și iertați-mă că vă spun, că am adurut perioada aceea, credeți-mă, am adurut perioada aia a primului an, nici nu mai știam ce să spun oamenilor și am ales să nu mai spun și am spus, nu e corect să merg să tot spun ce a fost înainte, pentru că toată lumea, cetățenii s-au săturat de acest lucru, nu ne mai cred. Vedem la televizor. Da. Nu e normal să tot spunem ce a fost și ce n-a fost. Pentru că lumea se satură și spune, dar ce faci tu? Și atunci am zis, chiar dacă lumea ne judecă în primul an, și asta am vorbit, o să știți, împreună cu domnul primar și cu colegul meu, și am spus, știți ceva, nu mai mergem și mai spunem cu ce ne confruntăm. O să se vadă. S-au făcut multe retrocedări aici în municipiu, unele cu cap, unele fără cap. Am fost în schimb de experiență la primăria din Mireș și azi, când eram consilier, i-am întrebat dacă ei au avut probleme, au procedat extraordinar ungurii. N-au plătit și n-au luat clădirile și le-a dat acțiuni acolo, acolo și acolo. Acum, care-i rugămintea? Va veni pe rol, pe tapet, cedarea spitalului TBC. Ăsta este un spital, indiferent cine l-a făcut, l-au făcut, poporul ăsta l-a făcut cu truda, cu strădania lui. Indiferent că nu a dus din Israel sau din Ungaria material și n-au lucrat ei, ci oamenii ăștia de aici. Să se găsească soluția, să rămână spitalul ăla spital, este atât de util oamenilor, că nu-și închipuie numai când ajunge acolo, în situația aia. Este anormal ce se întâmplă. Dacă cumva intrați în tangență, puneți cu problema cei asta. De la Consiliul Județean, cu ei de care aparțin. Județean, da. Da. Eu am scris și în presă treaba asta și voi reveni, pentru că nu se mai poate. Deci să se termine odată cu s-a terminat perioada cu retrocedările. Noi toată viața tot retrocedăm. Dar nu se poate. Da. Nu se poate. S-a încheiat, nu se mai primește niciun dosar. Din contră, dacă vrea, să le refacem pe toate, să vadă că multe dintre ele au fost false și am pierdut clădiri. Nu pot concepe o clădire de învățământ să fie retrocedată și după aia dumneavoastră să plătiți chirie pentru că învață copii acolo. Și banii municipiului și a județului se duc dracului. Exact asta este. Plătim chirie că s-au mutat școlile. Așa este, dar uitați, de noi de când suntem aici, eu, în emisiunea asta dumneavoastră, vreau să vorbesc de faptele de noastre, de în primul rând. Eu, iertați-mă că am intervenit la alte probleme. Nicio problemă, da. Dar am făcut-o este pentru adevărat oameni. Ce pentru oameni. Este adevărat. Și să audă domnul Potochi și ceilalți, pentru că deși tot nu scapă, deși nu scapă de emisiune, chiar dacă o fac indirect și... O să fie... Le aduc la cunoștință. Mă interesează mai mult ceea ce faceți dumneavoastră, doamnă viceprimar, și vă văd mereu prezentă la lansări de cărți, la vernisaje, la concursuri, la întâlniri culturale, la o serie de spectacole importante. Și știți ce înseamnă? Nici nu vă dați seama. Dumneavoastră veniți, spuneți ce aveți de spus, ia felicitați, nu-i felicitați, dar înseamnă mult pentru oameni. Înseamnă pentru creatori. Mă, a fost viceprimărița. Și n-a venit o viceprimăriță de la Strung, ci a venit una care știe ce înseamnă cultura și vine din învățământ, cea care le pune condeiul în mână la fiecare. De ce vă face plăcere să veniți între ei? Îmi face plăcere și am să vă spun ceva. În momentul în care eu am văzut că aici la mine vine personal un organizator de un eveniment, un om care își lansează carte și îmi dă personal și spune, vă rog frumos să veniți la eveniment. Cum să nu mă duc? Ce frumos! Domnul Curpaș. Adică ce omul frumos. Acela, pe lângă emoția lui pe care o are, dar nu acest lucru este cel mai important, ci din punctul meu de vedere este important ca un edil, indiferent care ar fi el, să fie prezent la aceste manifestări. Pentru că asta înseamnă respectul pe care îl are față de acei oameni, acei oameni care, de fapt, sunt ai municipiului. Să știți că respectul să este reciproc. Vă respecte oamenii pe dumneavoastră. Un singur om a mai existat
care mergea și susținea activitățile culturale. Dar dumneavoastră o faceți dezinvolt, o faceți parcă ați fi fost între noi întotdeauna și dar o faceți... Dar nu este ușor, să știți. Da? Nu este ușor deloc, domnul Curpaș. Dar e important pentru ei, doamne. Este important. Știți, de multe ori aici pe biroul meu există 15-20 de invitații și eu trebuie să stau să mă gândesc oare unde să mă duc și încerc să mă duc. Și ați observat probabil că mă duc nu numai la instituțiile subordonate primăriei, GMS în Firescu, mă duc și la cei de la muzeu județean, mă duc și la biblioteca județeană, pentru că îi cunosc pe acești oameni, pentru că am fost cu elevii mei și faceți de la dânsi. Extrem de bine că mergeți. Vă spun, crește ca valoare acțiunea, activitatea respectivă. Stai mă, că nu veni primăria mea. Noi, primăria este instituție foarte serioasă. Și vreau să vă spun că revin puțin la ce spuneam. Chiar dacă nu sunt subordonate nouă, 80% din beneficiarii acestor evenimente sunt cetățenii municipiului Satu Mare. Categoric. Și eu mi-aduc aminte că și eu făceam asemenea poate mai mici evenimente, nu cele pe la care particip eu. Și când chemam directorul doar, Doamne ce rău îmi pica că n-a venit. Sau la o premiere, să spunem, a unui olimpic care eu l-am pregătit și vedeam că ceilalți directori au venit și al meu n-a venit, atât de rău îmi pica categoric, că numai. Categoric. Și eu lucrurile astea nu pot să le uit. Categoric. Așa că mă străduiesc și îmi cer scuze, pentru că am ocazia acum, îmi cer scuze dacă nu pot să mă duc la toate evenimentele. Da. Eu spun că sunt mulțumit că sunteți prezente peste tot. Sunteți prezente și chiar e un lucru lăudabil. Și am să-l dau exemplu, am să și scriu despre treaba asta. Doamna viceprimar, întotdeauna când mergeți pe stradă sau vă întâlniți cu oamenii sau sunteți la activitățile culturale, oamenii ar vrea să vă întrebe ce vă întreabă oamenii ăștia? Fui, populația din munții. Să știți că mă bucură faptul că vin la mine cu încredere. Și nu mă consideră așa cu plecăciuni să vină la mine, ci mă văd un al de al lor. Și asta pe mine mă încântă. Și multe cunoștințe, le spun, adresați-mi-vă pe nume. Mă întreabă, cum o să rezolvați problema asta din centru, cum a spus dumneavoastră? Și eu le dau încredere și spun, uitați, cam asta o să fie problema. Pe loc încerc să le răspund, pentru că mă întreabă, mi-a spus pe stradă, o să vă spun câte probleme mă întreabă aici. Mă întreabă dacă sunt mulțumită de ceea ce se întâmplă în oraș. De multe ori le spun că nu sunt mulțumită. Mă întreabă cum ar putea să rezolve o problemă și am răbdare să le spun. Sunteți sinceră, da. Sunt sinceră pentru că nu pot să spun că da, n-am cum. Nu știți să mințiți. Nu știu să mint, din păcate. Pentru lucrurile astea bune care le faceți și numai care le știu eu. Lucruri bune, lucruri care am auzit, de exemplu, că cineva a fost de la noi, nu știu cu ce hârtie, și nu i-a ținut deloc și a semnat hârtia și a spus, merge la lucru. Nu știu cu cine, dar atât de important e pentru mine să nu-i văd pe oameni că stau aici. Doamnă, dintre șefii ăștia cu care lucrați, a fost vreunul să vă mulțumească? Am să vă dau un secret din casă. Să știți că mi-a mulțumit într-o zi, domnul primar. Cred. Deci cred. Mi-a mulțumit într-o zi, chiar m-a așteptat, dânsul venea din altă parte și am avut tot așa o zi extrem de grea și a zis, îți mulțumesc, Doina, că ești aici. Și pentru mine a costat mai mult decât orice. Da. Nici n-am avut nevoie de altceva. Eu am colaborat cu el și am făcut niște lucruri împreună deosebite și a venit și mi-a mulțumesc Dorel. Da. Mulțumesc tare mult. Cât de mult contează enorm. Mulțumesc. De-aia nu vă spun, foarte mult. În sectorul de care răspundeți dumneavoastră, nu uitați să le trimiteți o scrisoare de mulțumire la cei care fac lucruri deosebite. O scrisoare de mulțumire și semnează viceprimar Doina Feher. Știți ce înseamnă? Și o pune în ramă. O arată și nepoților. Și o păstrează. Pentru că e ceva deosebit. M-a felicitat viceprimărița. Oh, ce frumos! Să știți că n-am făcut lucrul acesta, dar o să-l fac. Să-l faceți. O să-l fac pentru că eu sunt oameni la care merită să faceți așa ceva. Sunt destul de mulți oameni care merită să le facă așa ceva. Îmi pare rău că n-am făcut-o până acum, dar nu-i timpul pierdut.
Am încercat să le mulțumesc verbal, am încercat să le mulțumesc prin prezența mea, dar nu e suficient. Doamna viceprimar, o să fiu mai dur acum. Dur în sensul cuvântului modelat, așa. Mi-am asumat când am venit aici. Doamna viceprimar, când sunt activități importante, cum e ziua imnului, ziua drapelului, ziua națională, aici, în piața asta despre care vorbeam, sunt 30 de oameni cu prefectul tot și un pluton de soldați care vin în niște haine jerpelite, nu vin la sărbătoare. Nu știu să bată pasul de front. Nu știu să primească salutul prefectului. Nu sunt prea mulți salariați la primărie și la Consiliul Județean. Că dacă ar coborâ numai ăștia, care fac parte și ei din, și trebuie să sărbătorească și imnul și drapelul și ziua națională, de ce nu apar ăștia niciodată? Nu mai mergeți, doamna viceprimar, dumneavoastră ca femeie, dacă nu-i organizată ca lumea. Prefectul a spus în emisiune, nici nu va merge dacă nu-i făcut impecabil. Și pe teritoriul municipiului. Așa este. Și nu permiteți să nu fie pregătiți, să nu meargă oameni acolo. Vreau să văd pe unul că spune, nu mă duc la ziua drapelului. Bine, acum dumneavoastră trebuie să știți un lucru. Nu putem să-i ducem pe toată lumea din birou și să-i ducem. Nu, dar sunt câte 7 în birou, doamnă. Eu vă arat birouri cu 10 oameni și sunt 10 oameni, se calcă în picioare și stau liniștiți și butonează. Of, să nu... Dați-mi voie să Doamnă, nu critic colegii. Nu-i criticat, să știu lucrul ăsta, asta o spun eu. V-am explicat că am fost în fiecare birou. Vis-a-vis de faptul că e puțină lume la aceste evenimente deosebit de importante din punctul meu de vedere, aș vrea să fie o deschidere mai mult din partea tuturor instituțiilor. Poate că n-ar fi un lucru rău, așa cum a spus dumneavoastră, să disloc de aici, din munca lor din și să-i fiecare instituție. Dar dacă... Doamnă, sunt instituții subordonate. Este adevărat. Trebuie să vină la sărbătoarea care e sărbătoarea națională, nu la nivel de numai de municipiu. Așa... Să fie prezenți. Așa este, dacă dar... Dacă chemați la un chef, să știți că toți vin, dă buzna. Bineînțeles, așa se întâmplă. De obicei... Și directorași ăștia, și directorii, și primari, și nu știu câți din județ, la sărbătorile mari, trebuie să fie prezenți aici. Da, acest lucru le spun de fiecare dată colegilor mei din partii și le-am spus. Vorbim trebuie de eroi. Să fiți, dar și... nu oamenii de politici ar trebui să fie aici, ci oamenii cetățenii populația și ar trebui să fie și cei din spital, și cei din învățământ, și cei din teatru, și din toate domeniile culturale care sunt. Așa mi-ar place și mie, domnul Curpaș, să fie. Doamna viceprimar, anul trecut ați avut pe agenda dumneavoastră de lucru o serie de activități. Le-ați dus la capăt, eu sunt convins că le-ați bifat, asta am făcut-o. A rămas ceva nefăcut de anul trecut. O, Doamne, câte au rămas! Da! Au rămas, n-am rezolvat toate problemele legate de social. Mai am încă. Acolo, da. Vedeți, noastră, erau, v-am explicat eu, domeniile astea ale mele, nu pot să le spun că s-au terminat, nu s-au terminat. Bine, astea sunt n-am rezolvat continuu. Toate problemele legate de școlile din municipiul Satu Mare, dar sunt mândră de ce am făcut. Mai doresc să mai rezolv probleme legate în partea de sănătate, în partea de cultură, unde... E atâta sete de cultură în orașul nostru, văzând atâta lume și participând la toate aceste evenimente, am văzut. Am văzut setea de cultură, am văzut setea de evenimente. Să vă bazați pe oamenii ăștia, că ăștia sunt oamenii dumneavoastră. Da. Dacă cultura e lângă dumneavoastră, Doamne, faceți ceea ce doriți dumneavoastră în municipiu. Dar, dacă fac așa o analiză, să vă dau un secret, nu mi-a cerut nimeni un raport, dar eu fiind obișnuită ca la școală, am dus la final. M-am dus la domnul primar la 6 luni, la un an,
Și am dus dosarul cu tot ce am făcut și am spus, ce e asta? Păi, ce am făcut eu? Da. Păi, lasă că facem împreună. Eu așa am fost obișnuită. Da. La început, obiective, clare. Nu îmi place să las lucrurile așa nerezolvate. Și așa am făcut la fiecare instituție. Și mie, eu vreau să le mulțumesc colegilor din departamentele de care eu răspund, că au înțeles. Au înțeles acest lucru. Le-am explicat. Aici toți suntem cu același cel. Nu o luați ca o critică în momentul în care vă cer să schimbăm ceva. Nu considerați că sunt doar șef și nu sunt colegul vostru. Am încercat să am o relație prietenească și colegială. De multe ori, nu e înțeleasă treaba. Nu este înțeleasă. Și pentru că de multe ori omul bun e considerat de prost. Îl apreciez pe ăla care își face datoria, spune, nu, te duci și faci asta. Și ai, pe fișa postului tău scrie că trebuie să o faci. Așa, așa este. Trebuie să meargă la lucru. Nu l-a întins mâna. S-a terminat. Prea multe sărbători, în timpul anului, prea multe sărbători, prea multe zile în care copiii nu merg la școală, prea mare harababură care pornește de la ministere, da. Nu știu cum se poate la învățământ să găsească tot câte un tâmpit așa, da. Și să vedeți fie dumneavoastră că de fiecare dată alte, parcă se face voit. Da, parcă se face voit. Cum vine un ministru nou, iarăși schimbă ceva în învățământ. Doamna viceprimar, nu permite să se schimbe directorii ca șosetele. Și nu permite să meargă politic. Știți foarte bine, cu avizul dumneavoastră, Consiliul Profesoral trebuie să accepte pe acela și îl alege Consiliul Profesoral și primarul din comună. Și ar pune prin director de nici n-ai auzit. Care poate e paralel. Exact, exact. Care și stau oameni cu pregătire, da. Și se duce școala de repă. Și nu știți cât de umilitor este pentru un profesor să vadă că nu are în față un edil competent. Că ar fi el director, că ar fi el orice. Doamna viceprimar, nu mai avem mult. Aș vrea să vă întreb, ce nu vă place în Satul Mare? Întrebare grea. În primul rând, vreau să vă spun că iubesc Satul Mare, dar nu-mi place faptul că încă nu avem suficient loc de petrecere a timpului liber. Nu-mi place când văd oamenii necăjiți pe stradă și văd că le lipsește zâmbetul. Apropo, am vrut să vă întreb, dacă vă uitați la fizionomia oamenilor, i-a spus că le lipsește zâmbetul. Le lipsește să știți zâmbetul. Că dacă te uiți în Satul Mare, oamenii merg aplecați, oamenii merg îngândurați, oamenii vorbesc unii singuri și toată lumea care plase, bagaje, este ceva care nu-i plăcut deloc. Nu-i oraș cultural, un oraș care se respectă, oamenii se respectă, nu mai este așa. A fost un oraș extraordinar ăsta. O să fie, domnul Curpaș. Ce frumos. Vă rog să aveți încredere. Să dea Dumnezeu să fiți ascultate. Poate că nu, așa cum spune noastră, să dea Dumnezeu să se rezolve aceste probleme și eu să știți că prin tot ceea ce întreprind și noi în general, cei care suntem acum, încercăm să schimbăm acest lucru, să vedem mai multă bucurie pe fața oamenilor, dar în momentul în care se confruntă cu atâtea probleme, amintiți-vă de când se tot spune că se face un pod. Da. Amintiți-vă de câți ani a stagnat și aveți dreptate. Mă doare acest lucru. Mă doare acest lucru, doamna, că a stagnat viceprimar, orașul acesta de 27 de ani. Lumea se plânge și e pornită împotriva ADP-ului. Formația asta care a venit în Satul Mare când eram consilier și am preluat-o de la Timișoara și am plătit taxe și bani mulți ca să vină la Satul Mare cu proiectul acesta. Iată că e înjurat de populație și ei amendează cum parchezi, că nu ai parcat, că nu ți-ai luat tichet, dar nu sunt parcări. Să nu se mai aprobe proiecte de construcții. Și spuneți-le foarte clar, și arhitecții să știe lucrul ăsta, până nu are asigurat locul de parcare. Cu
face o construcție, e instituție, locuri de parcare pentru cei care lucrează și pentru musafiri, separat. Nu se poate așa ceva. Tot amendează, să nu creadă domnul primar că își îmbogățește primăria din taxe și parcări. Nu e adevărat. Vreau, dacă s-ar face și să nu mă facă să o fac oficial, câți bani aduce la primărie? Nici nu aduce bani la primărie ADP-ul. Că abia își plătesc ei salariile, că e o armată de oameni. Și aparatură și alea costă. Domnul Curpaș, haideți să ne gândim un pic logic, că sunt inginer pe lângă profesor. Știu. Un oraș fără reguli și orice instituție fără reguli este un oraș mort. Trebuie să respectăm anumite reguli. În momentul în care, și iarăși este o parte dureroasă, ca cea cu impozitele, în momentul în care am mărit aceste parcări în centrul orașului, în primul rând, ne-am gândit să descurajăm agenții economici care au acolo în centru unități economice de servire a populației să stagneze ei dânși acolo. Pentru că la un leu sau un, vedeți, nici nu știu exact. Da, 2 lei pe oră. 2 lei, le-a convenit să stea 8 ore acolo. Și atunci, orice om care a venit în centru și s-a dus la un coafor, s-a dus la un magazin, s-a dus la noi, la partid, el n-a avut unde să parcheze și a fost amendat. Pentru că a blocat. Ei, în felul acesta, să nu meargă până acolo să stea 8 ore, să meargă în zona B, să congestionăm puțin circulația din centru. E adevărat că pentru buzunarul omului, dar ți-e mai ușor să plătești cât stai o jumătate de oră, cât te duci la un magazin și nu 8 ore. Asta a fost ideea noastră atunci. Uneori trebuie să luăm și măsuri din astea care sunt nepopuliste. Și credeți-mă că m-am dus în Sibiu la un eveniment realizat de PNL și m-am învârtit tot orașul și n-am avut unde să parchez. Și la un moment dat am găsit eu o portiță și imediat a ieșit cineva de acolo, de la instituția respectivă și mi-a zis: doamnă, puteți să o lăsați aici, dar așa să știți că o să vă fie ridicată. Și pe când dumneavoastră să ieșiți de la evenimentul respectiv, și ne place Sibiu, da? Mie mi-a ridicat-o. Ați văzut? Să știți că mi-e ciudă pe noi că atunci când mergem numai în Ungaria, da, știm să respectăm regulile. Nu aruncăm pe jos mizeria, nu facem... Am dorit să vă adresez o întrebare, dacă poliția, jandarmii, pompierii își fac datoria. Nu își fac datoria, să știți, și le e rușine să umble îmbrăcați polițiști, le e rușine de meseria lor și ar trebui să-și facă datoria cu prisosință, pentru că ies la pensie la 45 de ani și cu pensie bună și până la 45 de ani trage chiulul și ne păcălește pe noi. Să-și facă datoria de polițiști, pentru că de aia sunt, și haina militară este dată și plătită de noi. Bani de haine, bani de mâncare pe care dumneavoastră nu-i primiți. Eu nu-i primesc. Ei, să-și facă datoria și când aveți întâlnire cu ei, rugați-i frumos că vine un străin și intră în poliție, nu găsești un polițist. Toți sunt civili cu blugi tăiați pe la genunchi și cu cămăși jegoase. Domnul, nu se Curbaș, poate. La început, când am venit aici, și am să vă dau un secret acum așa, din faptele mele, am dat eu telefon la poliție la momentul respectiv în 2016 și am reclamat o situație care s-a întâmplat pe zona Soarelui. Am vrut să văd cum mi se răspunde. Da. Nu m-au recunoscut, deși mi-am zis: bună ziua, sunt Doina Faher, în X loc se întâmplă următorul lucru. Și un cetățean de acolo mi-a spus ce se întâmplă. Și am mai făcut acest lucru, au venit, dar nu mi-a plăcut în momentul respectiv ce s-a întâmplat. Și am mai făcut acest lucru peste vreo 2 luni, m-am dus într-un control. Chiar eu, seara, la 10, mi-au zis cunoștințele și prietenii mei: ce ești nebună să faci așa ceva? Am zis: vreau să văd exact cum merg lucrurile. Am făcut o ședință atunci, la momentul respectiv, cu domnul Albu, cu toți cei de la poliția locală și le-am explicat ce dorim și care e viziunea noastră. Credeți-mă că de atunci am văzut eu că lucrurile s-au schimbat. În ce sens?
Mi-au răspuns cu prompt, de fiecare dată când am spus că am probleme pe zona ostrovului. Mi-au răspuns cu prompt să intervină când am spus că dacă am probleme pe Horia. Dacă dumneavoastră nu vă răspunde, vă dați seama la un cetățean. Atunci așa s-a întâmplat și am fost nemulțumită. Da. Vă rog să mă credeți. Și ar trebui să fie mândri fiecare de haina militară pe care o am, dar repet, ca și edil, nu mă pot plânge că n-am fost sprijinită. Nu mă pot plânge. Așa ceva nu pot să spun. Doamna viceprimar, în încheiere, în 16 decembrie a avut loc înmormântarea regelui. Un moment greu pentru țară. S-au dus oameni acolo, zeci de mii, nechemați, au plâns. Ce a însemnat lucrul acesta? A fost un moment în care am văzut care este sentimentul adevărat a oamenilor prezenți acolo. A fost un moment în care oamenii și-au plâns regele. Așa cum am spus, n-au fost chemați de nimeni acolo, n-aveau nicio obligație și am văzut prezența a mii de oameni. Nici nu vreau să-mi exprim numărul. Dar respectul și considerația și mimica feței lor, a celor prezenți acolo, mi-a spus că au tânjit după acele vremuri. Așa este. Ei, omul acela n-a fost primit în țară după Revoluție, deși era cetățean român și cetățenia nu ți-o ia nimeni, ici cetățean. Și a fost dat afară, doamnă. Am mai pus întrebarea asta. De ce a fost dat afară? A fost dat afară pentru că cei aflați la cârma țării atunci le-a fost frică că se va schimba ceva. Mulțumesc tare mult. Așa este. Și domnul prefect și toată lumea mi-au răspuns la fel. Totdeauna încerci un cuvânt. Totdeauna încerci să-ți elimini adversarul. Așa este. Ceea ce nu e bine. De ce plâng oamenii, doamna viceprimar? Plâng de necaz, plâng de bucurie. Plâng atunci când nu mai pot rezista. Știți ce vă doresc? În tot ce faceți, să plângeți de fericire, că sunteți sănătoasă, că aveți prieteni mulți și să știți că chiar aveți prieteni mulți. Am văzut la toate activitățile astea oameni care abia așteaptă să dea mâna cu dumneavoastră. Este un lucru formidabil. Ce aș dori? Printre prietenii ai mulți, să includeți și Norvest TV, care este alături de dumneavoastră oricând și acum. Sunteți prietenii mei. Așa este. Vă mulțumesc că ați venit azi la mine în birou. Vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să spun câte puțin din ceea ce fac eu, deși mi s-a părut că atât de repede a trecut timpul. A trecut repede. A trecut și n-am apucat să vă spun nimic din toate realizările mele, doar așa vag. O să mai avem proprii, prilejul. Le contabilizez și încerc să-mi ating obiectivele. Și le trag linii, așa cum am spus, să văd ce am făcut și ce n-am făcut. Vă mulțumesc din nou. Și eu vă mulțumesc. Dumneavoastră vă mulțumesc, stimați telespectatori, că ne urmăriți întotdeauna. Mulțumesc pentru telefoane în urma emisiunii. Vă mulțumesc pentru biletele acelea care mi le lăsați la studio. Și în afară de asta, vreau să vă spun că astăzi am avut bucuria să vorbesc, de obicei vorbesc cu bărbați, cu șefi, să vorbesc cu o femeie care este șef de adevăratele și își face datoria cu prisosință, o felicit în numele televiziunii și să știe că întotdeauna are cu un prieten mai mult, care este televiziunea de Nord-Vest. Până la o nouă întâlnire, Teodor Curpaș vă spune la bună revedere!